foarte bine! La i la li la ri la. Și acum te văd fără ea. Și mai tare! Foarte bine! Astăzi, pentru ediția din anul 2018, am încercat să creăm un mic orășel al copiilor, să creăm o zi deosebită în care toți copiii din comuna Mircea Vodă, cel puțin așa ne dorim, să simtă că sunt copii, să trăiască copilăria și să știe că sentimentul ăsta al copilăriei sau al bucuriei unui copil îl regăsim și la noi ăștia adulți, chiar dacă unii mai suntem copii, atâta vreme cât avem părinți sau nu. Și noi, în sufletul nostru, ne bucurăm alături de ei și ne bucurăm foarte mult când vedem zâmbetul sincer al unui copil, când vedem bucuria sinceră pe față, când vedem un zâmbet, când vedem ceea ce este frumos și știm să apreciem și să trăim prin ochii lor, reușim să trăim prin ochii lor clipele frumoase ale copilăriei pe care și noi, la rândul nostru, am încercat să le trăim. La ce oră ați început? Noi am început la 9:15 în această dimineață, cam dimineață, ca să zic așa, dar copiii au început ușor-ușor să se strângă. Avem o groază de copii, sunt foarte veseli, după cum vedeți, sunt foarte voioși. Sunt bucuroși de tot ceea ce l-am pregătit. Avem foarte multe surprize pregătite pentru ei. Avem mascotele din desenele animate. Avem un program muzical foarte diversificat. Iar din partea noastră am pus la dispoziție tot ce înseamnă topogane, parc de distracții, trambuline și mici gustări, vată pe băț, înghețată, apă, sucuri. Vrem să fie o petrecere reușită și o zi cât mai frumoasă și mai voioasă pentru ei. Anul ăsta ați început mai devreme cu ore, nu? Da, anul ăsta am încercat mai devreme. Cei mici nu rezistă pe toată perioada evenimentului, care s-ar fi derulat în jur de la aproximativ 4 ore. Și am încercat să comprimăm un pic evenimentul, să începem de la ora 9 pentru că este foarte cald și să încercăm și ei să încercăm să le oferim tot spectacolul, să poată să reziste până la sfârșit. Dar văd că ei au venit de dimineață, s-au trezit, au făcut eforturi să fie alături, să petrecem împreună. Chiar dacă evenimentul se va termina la ora 12, celelalte jocuri și trambuline vor fi disponibile pe tot parcursul zilei, până pleacă ultimul copil. An de an, la munte sau mare, ești a noastră sărbătoare. O ascunzi de noi tristețea, faci să cânte tinerețea. Vacanța de vară, după lungi așteptări, ne cheamă la drum și ne poartă prin gări. Ce-ai pe față? M-am pictat. Ce sunt alea? Floricele. Nu ai vrut și altceva? Că am văzut și animăluțe. Da, dar eu așa am vrut. Da. Acum ai venit sau ești de ceva vreme? Sunt de ceva vreme, de când a început. Ce-ți place cel mai mult din ce? Tot. Da. Nu ai o preferință anume? Trambulina. Ce ți-ai făcut pe obraz? O inimioară. Ai fost la face painting? Da. Când ai sosit aici? Recent sau mai demult? Recent. Cât stai? Nu știm. Mai mult? Mai puțin? Mai mult. Ce-ți place din tot ce ai aici? Topoganele, tatuajele. Din tot ce ai aici, ce-ți place cel mai mult? Cu planete. Castelul? Da. Gonflabil? Trambulinele? Ai fost la trambuline? Nu. La pictură pe față ai fost? Nu te duci? Sunteți localnică, da? Da. Cu doi copii? Da. E primul an în care se întâmplă asta sau al doilea? Nu, este al doilea. Câți ani au prichindeit? 10 ani și 6 ani. Cel mic se bucură mai mult. Da, da, el e cu înghețat acum. Da. Abia acum ați sosit, să înțeleg. Da, un pic mai devreme, nu chiar acum. Ce vă place din tot ce Nu știu ce să vă zic. Da, totul. Organizarea, da, e ok. Jucările, scena sau dulciurile? Eu cred că toate pentru copii.